spațiul care în urmă cu câțiva ani era bucuria copiilor s-a transformat într-o ruină, în spațiu plin de gunoaie, abandonat. Sticle goale de băuturi alcoolice, material lemnos și sute de ambalaje zac pe terenul care cândva era unul dintre cele mai importante puncte de distracție pentru copii. Gheața pe care cei mici învățau să patineze a fost înlocuită de vegetația crescută haotic. Imaginea dezolantă a locului lăsat să se degradeze odată cu trecerea timpului se află chiar la intrarea în curtea Palatului Copiilor din Constanța. Păcat! Este păcat ca tot ce e bun și se strică. Evident că un patinoar ar fi excelent pentru copii, pentru Constanța. Copiii au multă nevoie de diversitate. Și diversitatea asta se manifestă în spații pentru ei, nu? Da. Conducerea instituției încearcă de an bun să remedieze situația, dar conflictul cu firma care administrează locul pare a fi fără sfârșit. Până atunci însă constanțenii trebuie să mai îndure încă un focar de infecție. Toate terenurile aferente sunt proprietatea statului român. Palatul Copiilor Constanța le are doar în administrare. În 2007, societatea comercială care deținea acest patinoar a avut terenul închiriat de la noi. Conform legii, nu a mai putut fi prelungit acest contract, așa că nu facem altceva decât să aplicăm legea și să respectăm legea. Terenul nu poate fi exploatat de conducerea instituției, întrucât face obiectul unei lupte în instanță cu firma care l-a închiriat acum aproape 10 ani pentru amplasarea patinoarului. Este subiectul unui litigiu aici, noi suntem în instanță cu ei, conform contractului ei și-au asumat ca toate investițiile făcute pe acel spațiu să fie făcute strict în favoarea lor, de asemenea și-au asumat că în momentul în care vor pleca de aici să lase terenul la stadiul inițial. După cum ați văzut dumneavoastră, terenul se află în situația în care se află. Nu putem interveni, tocmai că este obiectul unei expertize judiciare. Tribunalul Constanța a obligat firma care administrează locul la plata sumei de peste 100.000 de lei. Magistrații au respins celelalte solicitări ale societății ca neîntemeiate. Decizia nu a fost definitivă, așa că ambele părți au formulat recurs la Curtea de Apel.